În 2023 se împlinesc 60 de ani de la apariția rugby-ului în județul Suceava. La începutul lui 1963, un grup de tineri studenți veniți de la Iași au pus bazele primei echipe de rugby a Sucevei, Constructorul TRC. Numeroși practicanți și iubitori ai sportului cu balonul oval de toate vârstele s-au întâlnit sâmbătă pe stadionul Unirea pentru a marca acest eveniment. Acțiunea a fost organizată de Asociația Județeană de Rugby Suceava, Asociația Prietenii Rugby-ului din Bucovina, Clubul CSM Bucovina Suceava și Clubul ACS Amicii Suceava. La festivitatea de deschidere a participat și primarul Ion Lungu, alături de cei doi viceprimari ai Sucevei, Lucian Harșovski și Teodora Munteanu. Nici mai mult, nici mai puțin, ci 6 decenii de istorie neoprită în care acest sport frumos, rugby-ul, și-a adus meritul, sacrificiu și toate celelalte lucruri pentru ca astăzi, după 60 de ani, să fim împreună. Singurul lucru care ne unește azi este rugby-ul. De aceea suntem aici și nimic nu poate fi mai frumos decât să vedem istoria, prezentul și viitorul rugby-ului sucevean. Pentru că o vorbă românească, vorba multă, sărăcia omului, o să dau cuvântul domnului primar Ion Lungu. Avem cu mare plăcere și bucurie la acest eveniment, iată 60 de ani de rugby la Suceava. Toate generații sunt aici în fața noastră, toate generații au fost aici, sunt în fața noastră și sigur că în acești 60 de ani de zile am avut performanță la Suceava în rugby. Eu sper să facem și în continuare și sigur că este un schimb de generații ca peste tot. Nu vreau să mă bag în treburile interne al rugby-ului. S-a discutat și la humor și la Suceava, eu spun cumva să ne unim într-o zi, să fim o forță din nou cum am fost altă dată în rugby-ul românesc. Primarul municipiului Suceava conferă diplomă de excelență și 60 de ani de performanță sportivă și promovare imaginii municipiului Suceava. Felicitări! Mulțumesc, Lucian! În acest an am avut un eveniment important în orașul nostru, 60 de ani de atestare documentară. Da. Și știm faptul că în acest an are loc campionatul mondial sau cupa mondială la rugby în Franța. Am adus o sticlă de șampanie franțuzească. Da, simbol, să vă învățați să beți șampanie franțuzească cei care merită cupa mondială în Franța. Mulțumim tuturor celor care au menținut rugby-ul în viață la Suceava, sportivi, antrenori, instituții de stat și particulare. Am ajuns astăzi și să sărbătorim 60 de ani. Rugby-ul la Suceava, ca echipă, n-a fost una de top, dar ne-am remarcat prin sportivii care au ajuns la loturile naționale și au reprezentat România la toate categoriile, junior, tineret, senior, rugby 7, rugby 15. Sigur că astăzi noi suntem prezenți fizic, dar din undeva de sus de acolo, cei care au plecat într-un veșnic antrenament, așa cum spun eu de fiecare dată, sunt prezenți și ei, dar în inimile noastre. Eu doresc ca rugby-ul sucevean să aibă continuitate, să fie la fel ca să obțină aceleași rezultate și chiar mai mult bine decât noi care am jucat până acum. Evenimentul a continuat cu o slujbă de pomenire a rugbiștilor care au încetat din viață. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Dumnezeu să fie. Zeci de rugbiști de toate vârstele au intrat apoi pe terenul dintre hașuri. A fost meciul de rugby tag de seniori și old boys la care au participat persoane din județul Suceava, dar și din alte zone ale țării. Unul dintre cele mai importante momente l-a reprezentat confruntarea dintre echipa de seniori CSM Bucovina Suceava și echipa de juniori a liceului cu program sportiv Suceava, clasată pe locul 4 în ultima ediție a campionatului național sub 18 ani. Ce faci, nu jucă?
La finalul întrecerilor au fost premiați toți sportivii participanți, dar și alte persoane care au primit diplome onorifice pentru implicarea și eforturile depuse pentru ca rugby-ul sucevean să ajungă la 60 de ani de la înființare.